o condamnare de 12 ani și 6 luni de închisoare, care nu este însă definitivă. Este vorba, în ce dosar v-au de instrumentul de la Romstrade. Dumneavoastră, mai vechi, în 2017. Ce implicare ați avut? Ați plătit, ați dat mită unor judecători pentru insolvență? Sau ați dat mită? Acesta este momentul în care milionarul Nelu Iordache a fost reținut pe pista aeroportului Henri Coandă din Otopeni. Avionul în care se afla el urma să decoleze cu destinația Roma, Italia, în momentul în care capitanul aeronavei a oprit la cererea autorităților. Ulterior, Nelu Iordache a fost dat jos din avion și urcat în mașina procurorilor. Interesant este că Iordache circula cu o cursă a unei companii low cost, alta decât cea la care era patron. Milionarul Nelu Iordache a călcat din nou pragul Direcției Naționale Anticorupție, de data aceasta cu acuzații de corupție. Acesta nu este străin de acuzații și dosare, ba mai mult, regele asfaltului a fost condamnat în luna martie 2021 la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală și delapidare. Erați în avion? Erați în avion? Cât a costat? 300 de lei. Cât? 300 de lei. Doar atâta? Da. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu, eram singur, singur. De ce plecați? S-a întâmplat asta? Era familia Italia. Nu, de ce să fug? Aveați de gând să vă mai întoarceți? Păi aveți sentință pe în august. Și? Și ce vă e teamă? Vă e teamă că... De ce să fie teamă? De ce s-a întâmplat? Procurorii DNA susțin că până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache și-ar fi însușit în mod necuvenit suma de 47 de milioane de lei pe care ar fi justificat-o prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat unei firme. Iar în acest sens ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11 milioane de euro. În acest proces, sentința nu este definitivă. Iordache a mai fost condamnat definitiv în iunie 2020 la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită. În acel dosar, milionarul a fost acuzat că le-a dat piese de mobilier ofițerilor de poliție din Giurgiu, care îl supravegheau în perioada în care era în arest la domiciliu în vila sa din Adunații Copăceni. Într-un alt dosar în care a fost trimis în judecată de către DNA, Nelu Iordache a fost condamnat la 6 ani și 3 luni de închisoare, fiind acuzat că a deturnat peste 30 de milioane de lei din fondurile europene necesare pentru construirea primului tronson din autostrada Nădlac-Arad. În acest dosar, Curtea de Apel București este așteptată să pronunțe verdictul final în 31 august 2021. V-au ridicat procurorii de azi în avion pe casa judiciar? Guvernul a anunțat aprobarea unei noi ordonanțe de urgență care permite împușcarea urșilor ce pun în pericol viețile oamenilor. Primarul localității are dreptul de a conduce întreaga operațiune și de a decide dacă ursul trebuie sau nu ucis. Intervențiile se vor desfășura pe etape în funcție de gradul de pericol la care este expusă populația localităților invadate de animalele agresive. A fost aprobată o ordonanță de urgență privind la aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru specia de urs brun. Am transmis nevoia unei strategii prin care să controlăm populația de urși. Această ordonanță este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control a populației de urși pe termen lung și înțeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect. Oficialii din partea Ministerului Mediului au fost cei puși să dea explicații despre această ordonanță de urgență. Scopul acestei ordonanțe de urgență este salvarea vieții oamenilor și salvarea bunurilor create de om. Sunt valori esențiale care sunt protejate și trebuie protejate de stat, de instituțiile statului, conform inclusiv prevederilor constituționale. Secretarul de stat a adăugat că echipa de intervenție va fi condusă de reprezentantul autorității publice locale, alături de jandarmi, paznici de vânătoare și un medic veterinar, care are dreptul de a administra tranquilizantele. Ordonanța prevede o intervenție graduală a autorităților. Există și situații în care se va recurge direct la împușcare dacă te-ai trezit cu ursul în casă sau la eutanasiere, dar e cam greu pentru că când este în casa omului sau în curtea omului și este un atac iminent asupra persoanei, se poate recurge și la extragerea imediată. În schimb, acestea sunt situațiile acelea
de excepție. În restul cazurilor intervenim prin alungare respectiv relocare. Sip Robert susține că nu există riscul scăderii populației de urși, întrucât împușcarea acestora se aplică doar în cazurile extreme. Decizia nu se ia chiar așa la întâmplare, deci nu cred că și-asumă cineva ca la încheierea actului sau procesului verbal în urma intervenției cineva să-și asume să scrie altceva decât ceea ce a văzut acolo. Ordonanța de urgență a fost adoptată în contextul numeroaselor atacuri ale urșilor din ultima perioadă, în care oamenii au fost mutilați de animalele extrem de agresive. Premierul Florin Câțu a refuzat pentru a doua zi la rând să vorbească despre documentul cu antetul guvernului trimis la partid. Candidatul la șefia PNL spune că nu poate comenta, deoarece documentul nu a fost înregistrat oficial. Eu, din funcție de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e document oficial este un document care a fost înregistrat, care a fost prezentat. Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost prezentat în niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, nu știu dacă sunt documente. Fițuici, cu dați-mi voie să răspund și după aceea. Documente care apar în presă, fițuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. Reacția iritată a premierului vine după ce jurnaliștii au insistat să-i afle părerea despre documentul cu antetul guvernului în care este explicată strategia lui Florin Câțu în lupta internă pentru șefia PNL. Am spus și ieri, o spun și astăzi, eu nu pot să comentez decât pe baza unor documente oficiale. Din punctul meu de vedere, documentul oficial înseamnă registrat, cu semnături și așa mai departe. Repet ceea ce a spus mai devreme. Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură, acestea documente oficiale. De asemenea, premierul a respins și informația legată de proprietățile documentului, care arată că autorul ar fi consilierul de stat Mioara Costin, spunând că guvernul nu are semnătură electronică. Invitat să comenteze declarația lui Ludovic Orban, care a cerut plecarea sa de la guvern, Florin Câțu a cerut dovezi înainte de orice pas ulterior. Incident grav în localitatea Băilești din județul Dolj. Doi bărbați au fost surprinși de camerele de luat vederi în timp ce incendiau un autoturism. Procurorul de caz a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere. În imagini se vede clar cum doi bărbați se apropie de autoturism, aruncă o substanță inflamabilă, după care o aprind cu un chibrit. În câteva secunde, autoturismul este cuprins de flăcări. Așa cum se poate vedea și în imagine, autoturismul a ars în totalitate. Flăcările însă s-au propagat și la o altă mașină din apropiere. Totul s-a întâmplat în noaptea de 3 spre 4 iunie 2021. Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112 de către un bărbat în vârstă de 32 de ani, care a raportat că autoturismul său este incendiat. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri care au reușit să stingă focul, dar și echipaje de poliție pentru efectuarea cercetărilor. În acest caz, procurorul a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere. Au fost efectuate și două percheziții domiciliare, în urma cărora două persoane din Băilești au fost audiate. Doi bărbați cu vârste de 22 și 30 de ani sunt suspecți în acest moment că ar fi pus focul. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 30.000 de lei. Trafic feroviar blocat în totalitate pe magistrala București-Constanța pe ambele sensuri de circulație din cauza deraierii unui tren de marfă. Este al doilea incident de acest fel produs în ultimele două zile pe magistrala București-Constanța, după ce cu o zi în urmă o piesă desprinsă dintr-un vagon de marfă a căzut pe calea ferată și a dus la deraierea unui vagon. Incident major pe linia ferată București-Constanța. Conform unui comunicat de presă al CFR, mai multe vagoanele unui tren marfar care circula pe ruta Constanța-Port-Lehliu au deraiat la ieșire din stația Fetești. Astfel că traficul feroviar este blocat pe ambele sensuri de mers, fapt care afectează și traficul de călători. Compania Națională de Căi Ferate a anunțat că operatorii de transport feroviar de călători vor stabili rutele deviate pentru a menține operațional traficul feroviar spre și dinspre litoral.
În urma deraierii, ambele fire de circulație sunt avariate. CFR a trimis în teren echipele de intervenție pentru stabilirea soluțiilor necesare remedierii problemelor cauzate de incident. De asemenea, conducerea companiei așteaptă evaluarea pagubelor și estimarea duratei lucrărilor. CFR anunță că din cauza acestui eveniment se vor înregistra întârzieri în circulația trenurilor spre și dinspre litoral și le cere scuze călătorilor. Acest incident este al doilea petrecut în această săptămână. În urmă cu doar câteva zile, o piesă desprinsă dintr-un vagon de marfă a căzut pe calea ferată și a dus la deraierea unui vagon. Imaginile zilei vin astăzi din Cluj-Napoca. Cunoscutul actor Jean-Claude Van Damme este plimbat de un taximetrist pe străzile orașului în timp ce ascultă manele. Jean-Claude Van Damme a făcut deliciul internetului românesc după ce a apărut în live-ul pe Facebook al unui taximetrist în timp ce se plimba prin Cluj-Napoca. Cunoscutul actor și expert în arte marțiale părea într-o dispoziție bună. Van Damme s-a arătat inițial deranjat de transmisiune spre amuzamentul celor trei pasageri de pe bancheta din spate. Fratele meu pe viață! Brother for life, yeah? Actorul a închis în cele din urmă transmisiunea, prea târziu însă. Videoclipul deja s-a viralizat pe Facebook-ul românesc, adunând peste 200.000 de vizualizări și mii de distribuiri. Nu este pentru prima dată când actorul belgian se află în țara noastră. El a mai fost de 5 ori prin România, iar odată a reușit să mănânce bătaie în centrul vechi din București, pentru că era beat și refuza să plătească nota la restaurant. Valul 4 este tot mai aproape. Numărul de infectări s-a dublat în Europa față de începutul lunii iunie. Coordonatorii campaniei de vaccinare au prezentat datele îngrijorătoare și au prevăzut faptul că și numărul cazurilor în România vor crește, fapt care începe să se observe. Astăzi în țară s-a depășit pragul de 100 de îmbolnăviri pentru prima oară din 13 iunie. Autoritățile atrag atenția că singura soluție rămâne vaccinarea pentru a preîntâmpina un nou colaps al sistemului medical. Relaxările și tulpina indiană au grăbit apariția valului 4. Autoritățile transmit că majoritatea statelor europene se confruntă cu o creștere a ratei de infectare cu coronavirus în ultimele două săptămâni. Iar în mai multe țări aceasta chiar s-a dublat față de precedentele 14 zile. Vorbim în momentul de față de o tulpină care se răspândește mult mai ușor, care are o rată bazală de reproducere a cazurilor de circa 6-7, ceea ce înseamnă că un caz pozitiv generează alte 6-7 cazuri secundare. Experții acest lucru estimează că, într-adevăr, valul 4 va fi mult mai agresiv decât valurile de la acest moment. Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinare au explicat modul în care a evoluat numărul de cazuri în ultimele săptămâni. Cu o lună în urmă, în majoritatea Europei, incidența cazurilor era fie în stagnare, fie în scădere, câteva excepții fiind în Rusia, Portugalia și UK. În momentul actual, Europa este în creștere incidenței, majoritatea țărilor fiind în urcare cu până la 200%. Dacă până acum autoritățile din România s-au lăudat că situația pandemică se află sub control și România a scăpat de COVID, în prezent numărul de îmbolnăviri continuă să crească ușor, astfel că s-a depășit pragul de 100 de îmbolnăviri pentru prima oară din 13 iunie. În ultimele 24 de ore au fost raportate 102 cazuri de coronavirus, în urma peste 27.000 de teste, potrivit datelor transmise miercuri de grupul de comunicare strategică. În total, de la debutul pandemiei în România au fost raportate 1.081.875 de îmbolnăviri. În ultima zi au fost înregistrate 2 decese. În continuare, autoritățile atrag atenția că vaccinarea rămâne cea mai la îndemână soluție de protecție împotriva COVID-19. Cu cât numărul și procentul persoanelor vaccinate este mai mare, și aici mă refer în mod deosebit la persoane vulnerabile, cu atât consecințele negative traduse prin numărul de persoane spitalizate, numărul de persoane admise în secția de terapie intensivă și numărul de decese va fi mai mic. Să profităm de situația actuală, de o situație bună din punct de vedere epidemiologic, stabilă în România, în mod deosebit cei vulnerabili, dar și ceilalți care nu se încadrează în categoriile de risc, să ne vaccinăm tocmai pentru a ne feri cât se poate de mult de a face o formă severă de boală și a ajunge la spital. Insula distracțiilor fără distracții. Turiștii au început să plece din populara insulă de vacanță mică
Mykonos din Grecia după noile restricții anticovid impuse de autoritățile elene. De asemenea, mulți au ales să-și anuleze rezervările la hotel și nici să nu mai vină pe insulă. Asta după ce, începând de sâmbătă, muzica în restaurante și baruri este interzisă, iar libertatea de circulație a fost și ea restricționată pe așa numita insula petrecerilor pentru cei bogați. Restricțiile impuse de autoritățile elene au pus stop distracțiilor din insula Mykonos. De la 6 seara este interzisă ascultarea muzicii în anumite localuri și baruri și restaurante, iar între ora 1 și ora 6 dimineața există un lockdown parțial, astfel încât insula deodată s-a liniștit. Interzicerea muzicii în localuri după ora 18 nu este justificată, mai spun antreprenorii în turism. Aceștia sunt de părere că nu așa se reduce numărul de îmbolnăviri COVID-19. Este într-adevăr interesantă, pentru că știți cum e, apusurile nu depind de fapt de muzică, ci de vibe, dar într-adevăr ceea ce s-a întâmplat acum e faptul că s-a mai redus așa din vibe acela al insulei. Știți, de fapt Mykonos este despre sunet, despre vibrație, despre aglomerație, despre baruri și restaurante aglomerate. Până una alta, turiștii din Mykonos speră ca lucrurile să reintre în normalitate din 26 iulie. Se relaxează, să știți că pe plajă în timpul zilei încă avem muzică și încă ne putem relaxa la soare, e la fel de frumos. Iar seara, sigur, o cină și, mă rog, la ora 1 deja se intră în lockdown-ul total, așa că nu mai țin distracțiile așa cum țineau până la 5 dimineața. Deși mai sunt doar câteva zile până când autoritățile elene ar putea renunța la anumite măsuri anti-COVID-19, turiștii pot opta și pentru alte insule elene unde nu s-au impus încă restricții. Până la urmă, Grecia nu înseamnă doar Mykonos, Grecia înseamnă Zakynthos, Grecia înseamnă Creta, înseamnă insulele din nordul Greciei, înseamnă Tasos, înseamnă Halkidiki. Într-adevăr, Mykonos are o vibrație specială, perfect de acord, însă nu înseamnă că nu găsim și alte opțiuni. Șoferii care au provocat haos după ce au mers pe contrasens pe autostrada Soarelui au fost identificați de poliție. 3 conducători auto au rămas până acum fără permis pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale CNR. În realitate însă au fost 10 de șoferi care au întors ilegal pe autostradă fără să le pese că pot produce o tragedie. Traficul de pe autostrada Soarelui a început să semene cu cel din jocurile video. După carambolul cu 55 de mașini de vineri, șoferii par să nu se fi învățat minte. Zeci de conducători auto au fost surprinși în timp ce întorceau pe drumul spre mare și mergeau pe contrasens. Poliția încearcă acum să îi identifice pe inconștienți. Șoferul care a postat imaginile pe internet a surprins zeci de mașini care făceau manevre ilegale, însă numărul acestora ar putea fi chiar mai mare. Autoritățile verifică imaginile de pe camerele de supraveghere ale CNAIR. Până acum, 3 șoferi au predat permisul de conducere și se lucrează și pentru localizarea celorlalți. Piedone a renunțat la jumătatea sa din stația Izvor. Primarul sectorului 5 a desființat chioșcurile din stația de metrou la scurt timp după începerea anchetei DNA împotriva lui Ion Rădoi. Procurorii l-au interceptat pe Piedone în timp ce îi cerea sindicalistului jumătate din stația Izvor. Edilul a susținut că de fapt a glumit și că nu a dorit să întârzie demolarea gheretelor lui Rădoi. Demolarea chioșcurilor ilegale de la metrou a început încă din luna martie, însă nu toți primarii de sectoare s-au grăbit să aplice legea. Printre aceștia și primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, cel care lăsase până acum intacte gheretele sindicalistului Ion Rădoi. Edilul s-a hotărât însă acum să curețe stația de metrou. Numele lui Piedone apare în cel mai recent dosar al șefului din subteran. Primarul a fost interceptat în timp ce îi cerea lui Rădoi jumătate din stația Izvor. Am înțeles. Tu o să reziști, ascultă ce-ți spun. Tu o să reziști, se schimbă, dar tu o să reziști. Da, după ce o să învii, îmi dai și mie o jumătate de stație la Izvor și mie? O jumătate de stație întreagă îți dau. Rădoi, gândește-te că fratii meu s-a născut în metrou și a ieșit la pensie în metrou. Da, mă, știu.
lasă-l să-i dea Dumnezeu sănătate, de parcă nu știm. Dar n-am avut noi, noi n-am avut niciodată și vreau să spun că tu m-ai mai ajutat odată când vorbeam despre primă și de alea. Nu are rost să vorbim prea mult. DNA a demarat o acțiune penală în urmă cu o săptămână și a făcut percheziții la locuința lui Rădoi, la sediul Sindicatului Liber din metrou și la sediile primăriilor sectoarelor 3 și 5. Ion Rădoi a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA care îl acuză de infracțiune de folosire a influenței și șantaj, privind modul în care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou în perioada septembrie 2018-iulie 2021. Procurorii DNA susțin că Rădoi percepea taxe între 5.000 și 200.000 de euro ca să subînchirieze spațiile comerciale de la metrou. Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la Piața Delfinului din capitală. Flăcările au cuprins un restaurant de la etajul 1 al unei clădiri, apoi s-au extins la magazinele din jur, manifestându-se pe 150 de metri pătrați. Cantități mari de fum au fost degajate, 65 de persoane au fost evacuate, însă nimeni nu a fost rănit. Pompierii au reușit să stingă incendiul după aproape 3 ore de luptă cu flăcările. Tânărul din imagine a încercat să stingă singur incendiul pornit la restaurantul din Piața Delfinului din București. Focul s-a extins însă repede, iar bărbatul în vârstă de 19 ani nu a putut face față. În urma intervenției acesta a suferit răni ușoare. Angajații restaurantului spun că echipajele de intervenție nu au venit pregătite de la început. După ce ar fi explodat, prima butelie de oxigen au sosit și echipajele de stingere a incendiului suplimentare. Era flăcările 10 metri în sus, de la acoperiș. I-a spus angajații că au butelii înăuntru, dintre care când a bubuit s-au dat pompierii la o parte și atunci au intervenit cu mai multe mașini. Cu un furtun, vin 4 mașini prima oară și cu un furtun, tu vrei să stingi un incendiu pe un restaurant? Nu ai cum. Angajații restaurantului spun că pompierii au intervenit abia după ce a explodat prima butelie de oxigen. N-a fost nimeni pus în pericol, că toți angajații erau pe curță acolo. Toți. Și i-a spus, vedeți că sunt butelii înăuntru. Până n-a bubuit prima butelie, nu s-a... cu un furtun care n-a venit jet. Au început butelii să explodeze, a izbunit o flacără roșie și a început să ardă acoperișul. De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență spun că intervenția a fost eficientă. Aceștia afirmă că au fost solicitați în jurul orei 14 și 50 de minute. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu în zona Piața Delfinului. Am intervenit cu 14 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 autoscări, 3 echipaje medicale și un echipaj de descarcerare. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta violent la un restaurant cu degajări mari de fum. Tot ei afirmă că nu au cunoștință ca vreo butelie de oxigen să fie explodat. Avem cunoștințe despre acest lucru, posibil să fie explodat, dacă spun oamenii, înaintea sosirii noastre. După ce am sosit noi aici, nu s-a auzit nimic. 65 de persoane au fost evacuate din interiorul restaurantului. Din fericire, niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale. Din interior am evacuat 35 de persoane, iar alte 30 de persoane s-au autoevacuat. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital. În interiorul restaurantului au ars materiale combustibile, materiale textile și aparatură electrocasnică. În acest moment intervenția este în curs. La finalizarea acestuia vom evalua pagubele, vom evalua efectiv ce ars și de unde a izbucnit incendiul. Pompierii au reușit să stingă incendiul după aproape 3 ore de luptă cu flăcările. Militarii români care au luptat timp de 20 de ani în Afganistan au fost omagiați în Piața Arcului de Triumf din București. Acolo a avut loc și o paradă militară care a avut loc în onoarea celor peste 30.000 de soldați eroi. În cele 2 decenii de misiune, 27 de soldați și-au pierdut viața și peste 200 au fost răniți. La ceremonie au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Câțu, dar și președinții celor două camere ale Parlamentului. Așteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adâncirea, barbar.
Sutele de militari români care au luptat în ultimele două decenii în Afganistan au fost omagiați în piața Arcului de Triumf. Defilarea a fost deschisă de un detașament format din militari răniți în timpul celor 19 ani de misiune. Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit soldaților pentru sacrificiul lor. Dragi militari, bine ați revenit acasă. Ați scris istorie. Sunteți eroi generațiilor noastre și suntem mândri de voi. Misiunea Forțelor Armate ale României în Afganistan va rămâne în cărțile de istorie drept cea mai lungă, complexă și importantă operație militară în afara teritoriului național de după cel de-al doilea război mondial. Pe parcursul a 19 ani, peste 32.000 de militari au participat la acțiunile desfășurate în Afganistan. Sunt mii de femei și bărbați care au lăsat în țară părinți, cărora nu au mai putut să le fie aproape când le-a fost greu. Iohannis a subliniat importanța celei mai lungi misiuni militare din istoria României. România și-a respectat angajamentele asumate, rămânând în Afganistan până la îndeplinirea misiunii și retragerea forțelor NATO. Toate acestea au fost posibile, în primul rând, datorită contribuției militarilor români, care nu doar că și-au dovedit abilitățile tehnice, rigoarea și caracterul, dar au avut de câștigat și lupta cu o climă și o zonă geografică aspre. La ceremonie a participat și militarul cu cele mai multe misiuni în Afganistan. Am o misiune în teatru de operații Afganistan. Totul a început cu introducerea forțelor pentru operații special pe data de 1 aprilie 2006, teatru de operații, și s-a încheiat în acest an, când ultimul detașament de forțe pentru operații speciale, din care am făcut parte, am încheiat misiunea și am ajuns cu bine toți acasă. În cei 19 ani de participare cu structuri militare în acest teatru de operații, 27 de militari români și-au pierdut viața în acțiuni de luptă, iar peste 200 au fost răniți. Sublocotenent post-mortem Iosif Silviu Fogoraș. Căzut la datorie! Sublocotenent post-mortem Mihail Anton Samuilă. Căzut la datorie! Sublocotenent post-mortem Narcis Șonei. Căzut la datorie! Sublocotenent post-mortem Ionel Gheorghiță Drăgușanu. Căzut la datorie! Cinste și onoare memoriei lor! Soaica cu trei pui, care a intrat în zeci de gospodării din Băile Tușnad, a fost relocată de autorități după ce a luat casele la rând în căutare de mâncare împreună cu cei trei pui și după ce zeci de apeluri la 112 din partea locuitorilor, animalul a fost tranquilizat și transportat într-un fond cinegetic situat la zeci de kilometri departare. Ursoaica era cunoscută de mai toți locuitorii orașului Băile Tușnad. După ce în ultimele luni a pătruns în zeci de imobile, case, pensiuni, restaurante, iar oamenii s-au plâns în nenumărate rânduri că produce stricăciuni și provoacă panică în rândul oamenilor. Ursoaica a intrat inclusiv în garajul primarului, dar și în bucătăria unei bătrâne care s-a baricadat în cameră până la venirea jandarmilor. Sau în casa unei familii care s-a refugiat în baie până animalele au fost alungate. În urma a zeci de apeluri la 112, autoritățile au decis relocarea animalelor, astfel că marți seara, când a venit în zona sălii de sport din oraș, ursoaica a fost tranquilizată și transportată într-un fond cinegetic situat la zeci de kilometri departare. Ulterior au fost tranquilizați și cei trei ursuleți, care au fost duși la centrul de reabilitare a puilor de urs orfani din munții Hăjmaș, singurul de acest fel din Europa. Acțiunea de relocare a fost derulată de Asociația de Vânătoare Sfânta Ana împreună cu un medic veterinar autorizat la fața locului, fiind prezenți și reprezentanții primăriei. Localnicii din Băile Tușnad au organizat recent un marș prin care au dorit să atragă atenția asupra situației disperate în care se află, în contextul în care urșii sunt prezenți în stațiune în fiecare zi, intră în case, în pensiuni sau merg pe străzile din oraș. Postul șef al serviciilor secrete bulgare a ajuns în arest după ce poliția a primit un denunț cu privire la o vânătoare ilegală. Dimitar Gheorghiev este acuzat de braconaj alături de alte două persoane.
Dimitar Gheorghiev a fost până în luna mai 2021 directorul Agenției de Securitate Națională din Bulgaria. Gheorghiev a fost destituit în mai de către guvernul interimar care a preluat puterea după alegerile generale câștigate de Borisov. Motivul destituirii sale a fost acela că ar fi luat decizii motivate politic. Acum însă fostul șef al serviciilor secrete bulgare se află după gratii, acuzat de braconaj. Acesta a fost reținut într-un oraș din sud-vestul țării. Alături de el se aflau și un angajat din securitate, dar și patronul unui club de fotbal din divizia a treia. Se pare că poliția ar fi primit un denunț cu privire la o vânătoare ilegală în zonă. La un filtru de control, polițiștii au descoperit în autoturismul cu care se deplasa Gheorghiev arme de vânătoare, muniție, dar și rămășițe ale unui animal sălbatic. Victor Orban anunță că face referendum pentru legea anti-LGBT contestată de Uniunea Europeană. Autoritățile de la Budapesta au motivat că scopul legii este de a-i proteja pe copii și de a lupta împotriva pedofiliei. Această acțiune vine în contextul în care Orban a acuzat executivul Uniunii Europene că a abuzat de competențele sale în contestarea unor modificări recente ale legilor ungare privind educația și protecția copilului. Victor Orban, care se află la putere din 2010 și se confruntă cu alegeri în aprilie anul viitor, se prezintă ca un apărător al valorilor creștine tradiționale în fața liberalismului occidental și a intensificat campania împotriva persoanelor LGBT. Legea anti-LGBT a fost adoptată de Parlamentul de la Budapesta pe 15 iunie, în timpul așa numitei Pride Month, în care comunitățile LGBT din întreaga lume organizează manifestații de celebrare. Legea interzice prezentarea unor subiecte ce țin de homosexualitate și transgenderism în școli și în reclame sau emisiuni TV. De asemenea, legea echivalează homosexualitatea cu pedofilia. Adoptarea sa a fost amplu criticată de politicienii europeni care acuză că aceasta încalcă articolul 21 din Cartea Drepturilor Fundamentale a UE și că stigmatizează persoanele LGBT. Mai mult decât atât, acțiunea în justiție lansată de Bruxelles pe această temă ar putea afecta finanțările pe care Ungaria le așteaptă de la UE. Orban nu a anunțat când va avea loc referendumul, dar a precizat că acesta va include 5 întrebări. Autoritățile vor să întrebe pe maghiari dacă susțin organizarea de ateliere de orientare sexuală în școli fără consimțământul acestora sau dacă sunt de părere că procedurile de schimbare de sex ar trebui promovate în rândul copiilor. Până în prezent, Comisia Europeană nu a comentat planul lui Orban legat de referendum. Biserica Ortodoxă Greacă îndeamnă credincioșii să se vaccineze anticovid. Clericii greci au redactat o circulară cu 12 întrebări și răspunsuri pe tema vaccinării, care urmează să fie citită credincioșilor din bisericile din țară. Scrisoarea de 4 pagini nu se referă doar la chestiuni medicale, ci abordează de asemenea teoriile conspirației cu privire la virusul SARS-CoV-2. Scrisoarea redactată de Biserica Ortodoxă Greacă explică faptul că vaccinurile împotriva coronavirusului nu conțin microchipuri, iar populația nu are niciun motiv să se teamă. În document se arată că acestea sunt teorii nerealiste bazate pe campanii de dezinformare pe internet. Mai mult decât atât, se clarifică o altă teorie a conspirației populară în Grecia, potrivit căreia vaccinurile conțin celule de embrioni. Numărul de cazuri de coronavirus în Grecia a crescut brusc în ultima vreme, în timp ce campania de vaccinări stagnează. Autoritatea sanitară Elena a raportat peste 3500 de noi infecții în 24 de ore pentru cei aproximativ 11 milioane de locuitori. Guvernul elen încearcă o serie de strategii pentru a-și convinge cetățenii să se vaccineze, de la stimulente financiare pentru tineri în valoare de 150 de euro la alte facilități. De asemenea, Grecia se află printre țările în care vaccinarea este obligatorie în sistemul de îngrijire și sănătate. În acest context, sprijinul bisericii este extrem de valoros, întrucât circa 95% dintre locuitorii Greciei sunt ortodoxi, conform cifrelor oficiale, iar ortodoxia are statutul de religie dominantă în Constituție. Lumea se află la începutul unui nou val de infecții și decese provocate de COVID-19, susține șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Pandemia este un test și lumea îl pică, a declarat oficialul prezent la Tokyo pentru deschiderea Jocurilor Olimpice. The pandemic is a test and the world is failing. More than 4 million people have died. And more continue to die. And by the time the Olympic flame is extinguished on the 8th of August, more than 100,000 more people will perish.
Șeful OMS a avertizat că eșecul global în ceea ce privește distribuția de vaccinuri alimentează o dublă pandemie. Pe de o parte, țările care au resurse adecvate, cum ar fi vaccinurile, se deschid, în timp ce altele se blochează în încercarea de a încetini transmiterea virusului. Șeful OMS a declarat că o distribuire inegală a vaccinurilor riscă să agraveze criza, dar a sperat că Jocurile Olimpice ar putea fi un mesaj de speranță pentru o lume obosită de pandemie. Tedros a adăugat că cu cât pandemia se prelungește mai mult, cu atât va aduce mai multe tulburări socioeconomice. Tedros a vorbit fără să poarte o mască la sesiunea Comitetului Olimpic Internațional, desfășurată la un hotel de lux din Tokyo, cu delegați mascați care stăteau la birouri distanțate din punct de vedere social. Separat, programul sportiv al Jocurilor Olimpice amânate de la Tokyo 2020 a început cu un meci de softball la Fukushima, regiunea care a fost devastată de cutremurul, tsunamiul și de dezastrul nuclear în 2011. Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se deschid oficial cu ceremonia de vineri, se vor desfășura în mare parte în spatele ușilor închise, capitala japoneză fiind sub stare de urgență în urma unei creșteri a numărului de cazuri. We cannot predict what will happen with the number of coronavirus cases, so we'll continue discussions if there is a spike. Tedros a primit în mod simbolic o torță olimpică de la șeful Thomas Bach la finalul discursului său principal. El a declarat că 75% din vaccinuri au fost administrate în doar 10 țări. OMS a cerut un efort masiv la nivel mondial pentru a vaccina cel puțin 70% din populația fiecărei țări până la mijlocul anului viitor. Premierul britanic Boris Johnson a fost reticent să înăsprească restricțiile privind COVID în timp ce numărul cazurilor a crescut toamna trecută. Premierul credea că persoanele care mor din cauza acestei boli au în esență toate peste 80 de ani, a afirmat un fost consilier principal al premierului Johnson. Boris Johnson a vrut să lase COVID-ul să se răspândească prin țară mai degrabă decât să distrugă economia, a spus Dominic Cummings. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu cu editorul politic al BBC, Laura Kungsberg. E pentru prima dată când Cummings, fostul consilier principal al lui Boris Johnson, a acordat un interviu. His attitude at that point was a weird mix of proteja viețile și mijloacele de trai, ghidat de cele mai bune sfaturi științifice pe tot parcursul pandemiei. Iar guvernul a împiedicat ca NHS să fie copleșit prin 3 închideri naționale, a adăugat un purtător de cuvânt. Într-un interviu amplu, Cummings a mai spus că aproape de începutul pandemiei de anul trecut, Boris Johnson a vrut să continue întâlnirile săptămânale față în față cu regina, dar a trebuit să o avertizeze pe aceasta că ar putea muri dacă ar lua coronavirusul. Întrebat dacă poate proba aceste acuzații grave, Cummings a susținut din nou că este gata să depună mărturie în fața unei comisii de anchetă sub jurământ, adăugând că sunt mai mulți martori care l-au auzit pe premier expunându-și ideile. Situație dezastruoasă în Canada din cauza incendiilor de proporții. Provincia Columbia Britanică din vestul țării a decretat starea de urgență din cauza răspândirii incendiilor, care sunt așteptate să crească în amploare în următoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate și de vânt. Incendiile fac ravagii în vestul Canadei. Cel puțin 5700 de persoane au fost evacuate în decursul zilei de marți și mai mult de 32.000 de persoane se află sub alerta de evacuare, astfel că Mike Farnworth, ministrul siguranței publice din Columbia Britanică, a declarat stare de urgență. We have reached a critical point. Based on the advice of emergency management and wildfire officials and my briefing last night on the worsening weather, I am declaring a provincial state of emergency. O decizie care face posibilă să se aibă în vedere o eventuală evacuare masivă a locuitorilor regiunii și care oferă guvernului mijloace de a asigura cazarea pentru persoanele evacuate, a mai precizat ministrul. Șeful operațiunilor împotriva incendiilor, pompieri din Columbia Britanică, îndeamnă populația să găsească planuri proprii de evacuare din calea flăcărilor. Acesta a mai declarat că 3.000 de kilometri pătrați de teren au fost distruse deja de flăcări, ceea ce înseamnă de 3 ori mai mult decât media ultimilor 10 ani. Regiunea numără circa 300 de incendii de pădure active, iar vremea caldă și uscată va continua cu mai mult vânt în zilele următoare, în special în interiorul și sud-vestul provinciei, la frontiera cu Statele Unite. Peste 3.180 de pompieri și alt personal acționează în prezent în provincie. Aceste incendii fac ravagii în vestul Canadei de câteva săptămâni după un episod de căldură foarte intensă la sfârșitul lunii iunie.
o consecință a încălzirii globale pentru experți. Emmanuel Macron a fost spionat de marocani. Telefonul președintelui francez a fost infectat de programul de spionaj informatic Pegasus, a anunțat cotidianul francez Le Monde. Președinția franceză a declarat că dacă dezvăluirile privind ascultarea telefonului lui Macron sunt adevărate, acestea ar fi foarte grave. Elaborat de firma israeliană NCO, acest virus permite, după ce a fost introdus în smartphone, să recupereze mesaje, fotografii, contacte și chiar să asculte apeluri telefonice ale proprietarului. Persoane din anturajul președintelui Macron au declarat că pentru moment e o ipoteză și nu există nicio certitudine. Totuși, dacă ar fi așa, situația ar fi una de o gravitate extremă. Le Monde a mai precizat că fostul prim-ministru francez Edouard Philippe și 14 miniștri au fost de asemenea vizați în 2019. O investigație publicată de 17 organizații media, condusă de grupul de jurnalism non-profit Forbidden Stories, cu sediul la Paris, a declarat că softul de spionaj Pegasus, fabricat și licențiat de compania israeliană NCO, a fost folosit în încercări de piratare cu sau fără succes a smartphone-urilor aparținând jurnaliștilor, oficialilor guvernamentali și activiștilor pentru drepturile omului. NCO a emis duminică o declarație prin care a respins informațiile prezentate de partenerii media, afirmând că acestea sunt pline de presupuneri greșite și teorii necoroborate. Produsul său este destinat doar utilizării de către agențiile guvernamentale de informații și de aplicare a legii pentru a lupta împotriva terorismului și a criminalității, a precizat aceasta. Un purtător de cuvânt al NCO nu a răspuns imediat la o solicitare a Reuters de a comenta marți raportul Le Monde despre Macron. De asemenea, Marocul a emis o declarație în care a negat orice implicare în utilizarea Pegasus. Ploaie de rachete lângă reședința prezidențială afgană din Kabul. Totul s-a petrecut în timpul rugăciunilor pentru una dintre cele mai importante sărbători musulmane. Deocamdată nu au fost raportate victime, iar atacul nu a fost încă revendicat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rachetele lansate marți dimineață s-au auzit puternic în zona care găzduiește Palatul Prezidențial și o serie de ambasade, printre care și misiunea diplomatică americană. Cel puțin 3 rachete au aterizat în capitala afgană, pe când orașul marca debutul festivalului musulman Eid al-Adha. Ulterior, Ashraf Ghani, președinte al Afganistanului, a ținut un discurs în fața celor prezenți. Ultimul atac de acest gen a avut loc în decembrie 2020, iar rachetele de marți coincid cu ofensiva majoră pe care au declanșat-o talibanii pe fondul retragerii aliate din Afganistan, care va fi finalizată la sfârșitul lunii august. În ciuda cutumei din anii precedenți, talibanii nu au decretat un armistițiu pentru sărbătoarea Eid, deși societatea civilă afgană și comunitatea internațională au lansat apeluri urgente de încetare a luptelor. Luni, 15 reprezentanți diplomatici și reprezentantul NATO la Kabul au solicitat talibanilor să oprească ofensiva la doar câteva ore după ce guvernul afgan a eșuat în a ajunge la un armistițiu în cadrul negocierilor de la Doha. Timp de câteva luni, cele două părți s-au reunit în capitala Qatarului, însă discuțiile au produs prea puține rezultate. Cele două părți au emis duminică o declarație comună prin care au anunțat că au ajuns la o soluție justă și că discuțiile vor continua și în această săptămână. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează actualitatea cu Tudor Mușat. Ne revedem la ora 23. O seară excelentă! Bineînțeles că putem planifica perfect dormitorul dumneavoastră și la noi puteți alege dintre numeroasele tipuri de lemn, stofe și alte materiale. În perioada 19 iulie-1 august,